Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne apropiem de cartea Rut, o carte binecuvântată, o carte care ne arată cum poți să ajungi din faliment la binecuvântare. Acum, ca să ajungi invers, nu trebuie să citești cărți, ca să ajungi din binecuvântare la faliment, nu trebuie să faci nimic, că mulți au ajuns să divorțeze, că n-au mai făcut nimic. N-au mai avut grijă unul. Eu zic, dar ce ai făcut de azi? N-am făcut nimic. Nu, dacă nu faci nimic, ajungi falimentar. Da? Dacă lași firma și nu mai faci nimic, tot din de sus, din vârf, totul se prăbușește. În seara asta ne uităm în cartea aceasta, cartea lui Rut. Pasajul acesta care l-a citit fratele păstor este un pasaj care noi de multe ori îl citim la nunț. Și la tineri le place tare mult, mai ales versetul 16, când spune: nu sta de mine să te las. Mai ales când ea îi dă ignor, îl pune pe pauză, îi trimite versetul ăsta și îi spune: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Pasajul acesta nu a fost scris pentru nunț, deși eu am predicat de zeci de ori din textul acesta. Dar știți că nu a fost scris pentru nunț? Nu a fost scris pentru așa, pentru inimioare, să-l pui într-o inimioară și să-l trimiți la persoana iubită. Ci textul acesta, pasajul acesta, a fost scris într-o vreme de cumpănă, când femeile astea trebuia să hotărască ceva în dreptul lor, când or ajuns falimentare, toate trei, și soacra împreună cu amândouă nurorile erau într-o stare falimentară. Ori pierdut tot, și-or pierdut soții, și-or pierdut puterea de muncă, și-or pierdut puterea de a avea resurse, de a avea hrană, și totul era prăbușit. În momentul acela s-a scris pasajul acesta, când ele au hotărât să se întoarcă înapoi. Să știi ceva, greșeli ca Elimelec, toți am făcut. Toți am făcut greșeli. Știi cine n-a făcut greșeli în viață? Ăia mici din maternitate. Ăia n-au făcut greșeli că n-au apucat. Ăia s-a așa de puri că n-au făcut greșeli. Dar să știți, hotărâri care ne-au întristat, hotărâri care ne-au adus amărăciune, anumite hotărâri, mai mici sau mai mari, toți din locul acesta am luat în viață și după aceea ne-am uitat și am zis: dacă nu hotăram lucrul acela, dacă nu mergeam în direcția aceea. Dar să știți, îmi place extraordinar pasajul acesta, că Dumnezeu folosește partea negativă numai 5 versete. Din toată cartea lui Rut se descrie falimentul numai în 5 versete. Și de fapt așa face Dumnezeu, când iartă pe cineva, când îi transmite un mesaj de dragoste, nu-i mai reproșează trecutul, nu-i mai spune hotărârea care ai luat-o a fost o hotărâre greșită, ci Dumnezeu îi arată dragostea și mâna de ridicare. Și în seara aceasta aș vrea să plecăm de la pasajul acesta, de la textul acesta, în toată ruina lor, în toată dezamăgirea lor. Totul se schimbă în versetul 6 și spune cuvântul Domnului așa: apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său. Știți cu ce se schimbă falimentul în binecuvântare? Totdeauna falimentul și viața omului se schimbă când Dumnezeu are un mesaj de cercetare pentru om. Când Dumnezeu transmite un mesaj de cercetare, omul acela găsește nădejdea să se ridice din starea în care se află. Știți de ce se spunea la început? Că niciunde în oraș nu găsim atâta lume adunată la un loc. Știți care e motivul pentru care noi suntem adunați în locul acesta? Același motiv care l-a avut și Rut împreună cu Naomi și cu cumnată sa, același motiv îl avem și noi în seara aceasta. Dumnezeu cercetează poporul lui, slăvit să fie numele Domnului. Când Dumnezeu cercetează, omul se ridică din starea lui. Știți că Dumnezeu are metodele lui de a cerceta? Și Dumnezeu cercetează omul cu un singur scop: să-l binecuvinteze. Spune cuvântul Domnului așa: au aflat că Domnul cercetase pe poporul său și-i dăduse pâine. Era o binecuvântare pentru ele, erau sleite de foame, erau flămânde. Și au aflat că Dumnezeu cercetează poporul. Știți că atunci când Dumnezeu cercetează poporul, Dumnezeu rezolvă probleme personale.
De aia spune cuvântul Domnului, cerceta poporul și o da pâine. Toate trei aveau problema asta personală, aveau nevoie de hrană. Cercetarea lui Dumnezeu și în seara asta, în locul acesta, are scop să-ți rezolve problema personală. Și cea mai gravă problemă a omului e mântuirea sufletului. Asta e cea mai arzătoare problemă. Pentru că ele aveau în vedere cum să iasă din starea asta de flămânzială, din starea asta de sărăcie. Și Dumnezeu a zis, vă dau pâine, dar vă dau și viitor. Vă dau și nădejde pentru anii care urmează. Am grijă de cei care se mută din Moab în Betlehem. Eu am grijă și de viitorul lor. O a avut Dumnezeu grijă de viitorul lor? Știi că tu poți să vii și ai trimis poate un bilet în coș și spui am nevoie de vindecare. Dumnezeu îți poate da vindecarea, dar Dumnezeu are în vedere mai mult decât vindecarea, să-ți asigure un viitor în împărăția lui Dumnezeu. Noi gândim numai de moment, Doamne, dacă aș lua examenul, nu? Acum iar începe rugăciune în sesiune, nu? Și acum tinerii iară se roagă pentru examen. Dar vezi, noi ne rugăm aici scurt, o pită, Doamne, 100 de lei să-mi plătesc datoria asta. Dar Dumnezeu, când cercetează sufletul unui om, Dumnezeu are în vedere viitorul lui. Dumnezeu prin cercetare nu rezolvă numai problemele personale, ci rezolvă și problemele de familie. Auziți ce spune cuvântul Domnului 1 Samuel 2:21? Spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a cercetat pe Ana, pe mama lui Samuel. Și când a cercetat-o, Dumnezeu i-a mai dat 3 băieți și 2 fete. Avea o problemă. Domne, am avut un copil, l-am dat Domnului și am rămas pe nicăieri. Nu mai am pe nimeni. Îi ceri o cană de apă, n-ai la cine. Ai vrea să te ajut cu cine? Și-a zis, Dumnezeu și-a trimis cercetarea peste femeia aceasta. Și Dumnezeu i-a rezolvat problema familiară. O primit 3 băieți și o primit 2 fete. Dumnezeu are în vedere faptul că ești în seara asta în locul acesta. Nu să-ți rezolve numai problema personală, ci are în vedere prin cercetarea lui să-ți rezolve și problema familiară. Adu-ți problema înaintea Domnului în seara asta și spune, Doamne, nu privi numai spre mine, privește și spre familia mea. Cercetează familia mea și fă, Doamne, cercetarea ta să aducă binecuvântare. Cum o adus în casa Anei? Știți că Dumnezeu prin cercetare ne binecuvintează la modul personal. Dumnezeu cercetează și binecuvintează, rezolvă problemele familiei. Dar prin cercetare Dumnezeu rezolvă și problemele unei națiuni. Atunci când Dumnezeu cercetează o națiune, se rezolvă problema națiunii aceleia. Auziți ce spune cuvântul Domnului, Exod 4:31. Spune cuvântul Domnului așa, că Dumnezeu a cercetat pe Israel în Egipt și le-a văzut suferința. Tot Israelul, acolo în robie, în Egipt, spune cuvântul Domnului că sufereau. Și Dumnezeu, prin cercetarea care le-a făcut-o, Dumnezeu le-a rezolvat problema suferinței naționale. Știți ce pot spune în seara asta? Că România suferă. România suferă din pricina păcatului. Asta e cea mai gravă suferință. România suferă din pricina păcatului. România are suferințele ei, deși pe față arătăm foarte bine. România duce multe suferințe. Știți ce doresc? Să cerceteze Dumnezeu România. Să cerceteze Dumnezeu casa ta. Să cerceteze Dumnezeu problema ta personală. Acolo unde se vede și crezi că totul e prăbușit, Dumnezeu are un cuvânt de cercetare. Femeile astea sunt restaurate. Le este rezolvată problema în momentul când ele aud mesajul din partea lui Dumnezeu. Și așa cum s-o zis înainte să încep predica, ar vrea să lăsăm urechea noastră și inima noastră să fie deschisă la mesajul din partea lui Dumnezeu. Pentru că mesajul nu e a meu, ci mesajul vine de la Dumnezeu. Și aș vrea pentru noi seara asta să fie un mesaj de cercetare. Știți ce e interesant? Când Dumnezeu ne trimite un mesaj de cercetare, nu toți îl luăm la fel. Nu toți îl luăm la fel. Pentru că uitați-vă, același mesaj îl primesc toate trei femeile astea. Îl primește și femeia în vârstă care era soacra Naomi, îl primește și Rut, îl primește și Orpa. Dar nu toate trei acționează la fel. Nu toate trei se raportează la mesaj la fel. Mi-ar place să spun în seara asta că toți care auzim predica asta în seara asta, la final vom fi schimbați toți la fel. Ăsta e idealul, slavă Domnului, așa e frate Augustine. Să dea Dumnezeu să fim schimbați toți la fel. Dar știți care e problema? În momentul când Dumnezeu ne cercetează,
în noi se zbat două persoane, Rut și Orpa. În unul se zbate Rut, în altul se zbate Orpa. Auzi același mesaj, auzi că e chemarea la fel, în aceeași direcție, aceeași destinație, aceeași pâine, o primesc toate trei, dar nu toate trei acționează la fel. Și ar vrea în seara asta să ne uităm puțin la Orpa. Știi ce m-am gândit? Nu, eu n-am auzit, e cineva pe care să o cheme Orpa. N-am mai auzit. Rut este, Naomi sunt destule, dar știi ce nu este? Orpa. Știți că Orpa, deși o murit, Duhul ei bântuie prin biserici în vremea aceasta? În fața mesajului lui Dumnezeu sunt multe, m-am uitat și pe la balcon aici, sunt mulți băieți care au pe Orpa în interior. Sunt mulți care au auzit cuvântul lui Dumnezeu, dar nu au mers până la capăt. Mulți care le-a stat Dumnezeu cu pâinea în față, cu binecuvântarea, cu schimbarea situației, cu schimbarea problemei din casă. Dar știți ce au făcut? Au mers până la un punct. Și după aia s-au răzgândit. E cineva, ci nu-l arăt cu degetul, că el știe. Mai vorbim din când. Are cererea la el de botez. Are cererea. Nu știu, altul mi-a zis, e tăt aici în seara asta, de două cereri. Le-o tăt scris, le-o tăt, nu le-o adus. O scris-o, nu o adus-o. Iar o luat alta la alt botez. Știi ce e asta? Ăsta e Duhul Orpa. Duhul Orpa, știți cum a fost? Știți cum e Orpa? Orpa interesată doar de pâine. E interesată doar de pâine, dar nu interesată de schimbarea stării ei. Orpa spune cuvântul lui Dumnezeu că a auzit mesajul și a fost dispusă să pornească. Că a zis, decât să stau în sărăcie, decât să duc lipsă, mai bine mă duc și mănânc pâine. Și totuși nu a ajuns să aibă parte de binecuvântarea pâinii. Pentru că vine Domnul Iisus în Ioan 6:26 și arată că și în vremea lui Duhul Orpa îi bântuia pe evrei. În vremea aceea, o zis, voi veniți după mine, nu din cauza minunilor, ci din cauza că ați mâncat pâinea. Câți nu s-ar pocăi numai să le dea Dumnezeu pită. Dar spun ceva, Dumnezeu îți dă și pâine, că nu ne-o lăsa lipsiți niciodată. Niciodată nu ne-o lăsa. Știu că mi-a povestit tăticul când eram copil, când am venit eu ultimul al zecelea, i-a zis cineva, îți mâncă ăștia urechile, mă, îți mâncă ăștia. Nu i-a mâncat niciunul urechile. Înțelegeți că Dumnezeu poartă de grijă de pâine, dar Dumnezeu vrea să poarte de grijă de suflet. Orpa a fost persoana care era interesată doar de pâine. Ea era interesată doar să însoțească pe cei ce merg spre Dumnezeu. Ea era interesată numai de călătorie, de a însoți. Auziți ce spune versetul 7? Vine cuvântul Domnului și spune așa. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei. Știți că în Biserica Domnului sunt membri activi, mădulare vii în trupul lui Hristos, dar avem și mulți însoțitori? Zice că Naomi a pornit călătoria cu două însoțitoare. Una din ele s-a transformat într-un mădular viu. Rut, o mers până la capăt, dar aia la altă a rămas numai însoțitoare. Sunt atâția care caută casa lui Dumnezeu de ani de zile. Dar știți ce n-au reușit să facă? Să ajungă în apa botezului. Aud cuvântul, ei sunt numai însoțitori. Oare dacă, dar nu ridicați mâna. Oare câți nu sunt, dacă ar trebui să ridice mâna sus, câți sunt în seara asta care or veni la casa lui Dumnezeu și n-or încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului? Nu cumva ești un însoțitor. Te duci cu cei, ai auzit, mare minune, să roagă, tu ești acolo, îți place, asculți numai mărturii pe internet, pe YouTube, ești numai cu predici în continuu. Dumnezeu nu are nevoie de însoțitori. Dumnezeu nu are nevoie de însoțitori, ci are nevoie de oameni pe care să-i binecuvinteze, oameni care să înțeleagă cercetarea care le-o face Dumnezeu. Nu-i cumva Duhul lor pe tine? Nu cumva te zbați cu situația asta? Vii de ani de zile, domne, ai și nevasta pocăită, ai soțul pocăit, ai pe frate, tu ai pe cineva, te aduce cineva și tu vii, poate regulat, poate o dată pe lună la casa lui Dumnezeu. Dar Duhul Orpa, tu nu mă însoțești lucrarea lui Dumnezeu. Știi ce aș vrea? Toți ăștia care însoțesc lucrarea lui Dumnezeu să-i transforme Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta și să facă din fiecare însoțitor un mădular viu în trupul lui Iisus Hristos. Dar mădularul viu, știți unde se face? În legământ cu Domnul Iisus prin apa botezului. Slăvit să fie numele Domnului. Orpa a mai avut o caracteristică. Pornește bine,
Dar la prima piedică se oprește și se întoarce înapoi. Ați văzut oameni care pornesc bine? Oameni care sunt primi. Dom'le, ori ieșit în față primul, ori ridicat mâna primul, îi place. O ieșit și ea ca și Rut. Orpa, o ziceai, dom'le, ăstea cumnate, zici că suror de corp. Dom'le, extraordinar, aceeași cadență, același pas. Și totuși, Orpa, o fost cea care la primul obstacol renunță. Renunță la călătorie. Se întoarce mai bine la sărăcie decât să meargă la pâine. Ați mai auzit așa ceva? Să dai pâinea pe sărăcie. Care vrea să ajungă așa? Să zici, domne, mie nu trebuie salarul, eu vreau să ajung boschetar. Îi cineva care vrea așa? Nu, uite că Orpa vrea. Păi așa e și spiritual. Câți n-or dat binecuvântarea lui Dumnezeu? Pâinea lui Dumnezeu, câți n-or renunțat la ea? Câți n-or renunțat? Mi-aduc aminte la un botez după ce am venit membru în Elie, m-am predicat aici. Și am predicat din Psalmul 20 și am vorbit de încercări, de suferință, de mers cu Dumnezeu. Și unul din haine albe s-a ridicat și a plecat afară. Și nu a mai venit. Cineva a vorbit, unul din slujitori, că a zis, nu, dacă e așa, dacă e cu suferință, nu mai... poate ne urmărește, nici nu știu, poate i-a cins seara asta. Dar a fost hotărât, a fost în casa lui Dumnezeu, a fost îmbrăcat în haine albe. A mers o bucată bună. A mers la... dați seama dacă a ajuns în haine albe, asta a mers la cateheză, a mers la mărturisire. Dar știți ce a fost problema? La prima piedică nu a avut puterea să treacă peste. Auziți că îi aduce soacră sa, îi arată toate piedicile. N-ai văzut așa soacră. Să n-aibă un cuvânt bun de Dumnezeu, mă. Numai de toată imaginea lui Dumnezeu i-a arătat-o neagră. Tot ce-o arăta de Dumnezeu, numai piedici. Auziți versetul 13 și 14. Zice, ați mai aștepta voi până să se facă mari copiii dacă i-aș naște și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Și auziți, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. N-o spune-i la unul care se pocăiește, Domne, eu numai probleme am, eu numai năcazuri am. Dar știți că ăsta e testul nostru? Că imediat ne uităm la Rut, gătăm cu Orpa, că nu vrem să ni se lipească tare, să nu se lipească la nimeni de inimă. Dar uitați-vă, i-a venit piedica, că soacra s-a i-a arătat, Dumnezeu s-a întors și asta îl trăgea de ea să o ducă pe noră la Dumnezeu ăsta. Știi ce o zici? A, eu nu așa, eu așa ceva nu vreau, eu nu vreau. Dom'le, unii ar căuta, de ce ca, știți că sunt biserici din astea, în Timișoara, hai să zic, și în Timișoara sunt. Dar îți biserici care merg numai pe partea frumoasă. Domnul e bun, slavă Domnului, tu poți, tu ești victorios, tu ești sus, tu ești mare, totul în jurul tău. Tu te-ai botezat, acum Domnul numai pe puf te ține. Tu ești cel mai grozav. Și realitatea nu e aia. Realitatea e că dacă îl cauți pe Dumnezeu, îl găsești. Dar dacă îl părăsești pe Dumnezeu și El te părăsește. Realitatea e că putem să fim pe munte cu Dumnezeu, dar putem să trecem și prin vale. Asta e realitatea. Noi când predicăm cuvântul lui Dumnezeu, nu predicăm ca să le placă oamenii, să zică, da, la voi îmi place. Nu, noi trebuie să predicăm realitatea așa cum e. Dar știți ce a făcut Naomi, femeia asta? Păi i-au arătat numai totul, i-au pus în cârcă lui Dumnezeu. Tot ce mi se întâmplă rău, totul mi s-a întâmplat din cauza lui Dumnezeu. Femeia aceasta, Orpa, a fost femeia care renunță repede la cuvânt, renunță repede la drumul pe care a pornit. Știți că Domnul Iisus, când dă pilda aceea cu semănătorul, în Matei 13, spune cuvântul Domnului că o parte din sămânță a căzut pe stâncă, a crescut repede, a crescut, i-a plăcut, a dat soarele, imediat a ieșit la suprafață. Dar știți ce spune? Că n-o trăit mult. De ce? Că nu a avut rădăcina în jos. Curcubetele lui Iona s-au uscat repede, știți de ce? Că a avut rădăcina sus și au venit viermele și când l-au mușcat s-au uscat. Dar uitați-vă un stejar când bate vântul, știți ce spun dendrologii despre stejari? Cu cât bate vântul mai tare, stejarul își coboară rădăcinile în pământ. Și cu cât suflă mai tare să-l rupă și să-l prăpădească, el se ancorează în jos. Nu cumva în vremea aceasta. Ești o persoană numai de suprafață, numai de vreme bună, numai când îi bine. Ai așa credință, la tăți ne place. Așa să fim oameni credincioși, să se vadă de la distanță ce umflate ne sunt buzunarele de bani, să se vadă de la distanță unde am parcat mașina în față la ce restaurant. Dar credința nu se dovedește
când suntem cu buzunarul plin, ci credința se dovedește atunci când ne trece Dumnezeu prin încercări. Femeia aceasta a fost o femeie care a vrut un Dumnezeu vizibil, de aia nu a putut să-și continue drumul, pentru că a dorit un Dumnezeu vizibil. Dumnezeii Moabului erau Dumnezei vizibili. Era chemoș care își, în fața lui sau pentru el își aruncau copiii în foc, îi treceau prin foc, își treceau în noi născuți. Așa făceau, îi aduceau jertfă și era un Dumnezeu vizibil. Și vine Naomi, soacră sa, și zice la Orpa, eu vreau să vă duc la un Dumnezeu invizibil. No, gândiți-vă că din ăștia avem mulți, dar nu înțeleg, dar eu vreau să-L văd pe Dumnezeu, eu vreau să știu, sunt oameni cu multe întrebări. Ăștia sunt oameni care nu se adâncesc în cuvântul lui Dumnezeu, ci sunt oameni numai de suprafață. Nu cumva în vremea aceasta ești ca și Orpa, ești o femeie sau un bărbat, un tânăr, care a început la un moment dat, ai ridicat poate mâna sus înaintea lui Dumnezeu, poate ai făcut o rugăciune cu lacrimi, că și asta la lacrimi se pricepea extraordinar, o și pupat-o cu multe soacre și ar dori să fie pupate de nurori. Așa o pupat-o de bine. Că nu s-o, i-o plăcut la soacră sa, nu? Ți-ai dorit noră ta să te pupi așa, cum a pupat Orpa pe Naomi, nu? Și la pupături s-o priceput, la lacrimi s-o priceput. Dar știți ce a fost? Nu a avut puterea să-și ducă călătoria până la capăt. Nu a avut puterea. Știți că în vremea aceasta sunt mulți care au renunțat la călătorie. I-a chemat Dumnezeu la binecuvântare. Au avut un moment al cercetării, când au umplut batista de lacrimi, când n-au dormit noaptea de cercetarea care le-a făcut-o Dumnezeu. Dar știți unde sunt acum unii din ei? Sunt întorși înapoi. Că a venit Naomi și a zis, cum n-atâta s-a întors la Dumnezeii ei și la poporul ei, s-a întors la vechile obiceiuri, s-a întors la flămânzială, s-a întors la păcat, s-a întors la mizerie, s-a întors la chemoș, la Dumnezeu vizibil. Și uitați-vă ce diferență, de aia am spus la început, că noi când ne cercetează Dumnezeu, se dau două lupte, sau se dă o luptă din două părți, când e mai tare Orpa în viața noastră, când e mai tare Rut în viața noastră. Ne uităm la Rut în seara asta și să vedem cum de-o reușit femeia aceasta să-și ducă călătoria până la capăt, că nu era cu nimic mai deosebit, amândouă erau moabite și cum nată sa și ea, dar știți ce-a făcut Rut? Rut a fost persoana hotărâtă, dar știți cât a fost de hotărâtă? De neclintit, o hotărâre de neclintit. Am spus, sunt mulți care au haina Orpei pe ei, au haina lui Orpa în spate, în cârcă, dar vă spun ceva, sunt foarte mulți care au haina lui Rut în spate, oameni de neclintiți, oameni care au auzit cuvântul lui Dumnezeu și au trecut ca buldozerul peste orice problemă, au trecut înainte. Păi de-aia a venit Rut, pentru că soacră sa tot o împingea și a zis, nu, fata mea, du-te, întoarce, e greu drumul, e greu. Îl descrie și mi-l arăt în câteva cuvinte, cum îl descrie femeia aceasta în vârstă, Naomi, cum îl descrie pe Dumnezeu. Îi arată tot ce a greșit ea, îi pune în cârcă lui Dumnezeu. Tot e hotărârile ei, tot e falimentele ei și a lui bărbată, s-o zice, Dumnezeu mi-a stat împotrivă. Oare chiar ți-o sa Dumnezeu împotrivă? Dar țigara în gură nu ți-o pus-o Dumnezeu. Dar să stai în concubinaj nu Dumnezeu te-o pus. Dar să-ți lași nevasta, să mergi, să-ți lași copiii și așa mai departe, nu mai amintesc. Nu Dumnezeu te-o pus. Dar te-o pui în cârcă lui Dumnezeu. Te-o pui în cârcă când ai lăsat Timișoara, te-ai dus în București, te-ai dus în Europa, că tu ești pe bani, tu faci bani, tu, și numai Dumnezeu a știut cum ți-ai făcut bani. Și vin apoi poate cu un cancer. Vin apoi cu o leucemie. Vin apoi, nu mai dau exemplu. Știi ce zici? Dar de ce mi s-a întâmplat lucrul ăsta? Dar uită-te hotărârile care le-ai luat fără Dumnezeu. Femeia aceasta, Naomi, îi pune în cârcă lui Dumnezeu tăte și îl face unicul vinovat pentru toată durerea ei. Auzi ce spune în versetul 12. Femeia asta vine și spune așa, eu sunt prea bătrână. Vine și spune, mi-a mirosit viața. Acum, nu mai ce să mai umblu cu Dumnezeu, că eu sunt bătrână. Mi s-a dus puterea, mi s-a dus anii buni. Nu mai am ce să fac, eu sunt bătrână, sunt fără putere. Versetul 11 vine și spune că nu mai am fi. Zice, sunt singură. După ce că sunt bătrână, sunt și singură, că Dumnezeu m-a îngăduit să ajung singură. Dumnezeu m-a îngăduit să ajung așa cum am ajuns, fără putere și în singurătate.
În versetul 12 arată bătrânețea ei. Versetul 13 vine și își arată amărăciunea. Dar iar o pune în spatele lui Dumnezeu. Zice, eu sunt amărâtă, sunt mai amărâtă decât voi. Și voi sunteți amărâte, dar eu sunt mai amărâtă. Și toate lucrurile negative din viața ei, îi le pune în fața lui Dumnezeu. Și spune, Dumnezeu, și-o întins mâna împotriva mea, Dumnezeu. Și uitați-vă la noră sa, diferită de cumnată sa, de orba. Asta hotărâtă. Și spune, am înțeles, da, și cum ai? S-o răstit. No, bun, mai e ceva, mai îi. M-a ajuns la bătrânețe fără putere. Bun, dar oricum nu plec. Nu mai te descrie că nu plec. Nu plec de lângă tine și rămân hotărâtă că vreau să ajung să beneficiez de pâinea care am auzit-o că dă Dumnezeu. Am auzit de o cercetare care o face Dumnezeu. Și să știți ceva? În casa lui Dumnezeu, singurul care poate cerceta poporul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului, noi cântăm. Noi încercăm să predicăm, încercăm să recităm, dar cercetarea Dumnezeu o face. Dar uitați-vă ce hotărâre e în femeia aceasta. Păi zice, da, da, dacă neamurile se răscoală împotriva ta, dacă te dă afară din casă, da, dacă o să ai probleme. Știi ce spune? Zice, nu-i problemă, pentru că eu nu plec de lângă tine. Rut își arată hotărârea și are o hotărâre de neclintit. Vine și spune, nu sta de mine să te las, nu mă mai împinge, că nu plec. Știi că sunt unii care nici nu îi împingi, dar ei deja ori plecat. Zice, nu, s-a uitat urât la mine. Bă, dar nu te-a împins, mă, nimeni. Nu, mi s-a părut că m-a împins. Știi, din ăștia așa ca fulgul, ca... Dom'le, nu poate trece peste nimic. Abia așteaptă să-i spună cineva ceva din adunare, că nu mai vine la botez. Nu mai vine la tineret, nu mai vine la biserică. Ăsta-i Duhul lui Orpa. Duhul lui Rut care îi? O zis, nu mă mai împinge, dă după mine cu ce vrei, că oricum nu plec de lângă tine. Uitați-vă și vreau cu toată inima să binecuvinteze Dumnezeu seara aceasta cu oameni hotărâți, dar știți cât de hotărâți? De neclintit. Oameni din ăștia are nevoie Dumnezeu și știu că tu, tânăr drag de la balcon, și tu, fratele meu și sora mea, sau tânăr și doamnă nepocăită, neîmpăcată cu Dumnezeu, în seara asta să lucreze Dumnezeu hotărârea aceasta la inima ta și să iei o hotărâre ca și Rut, de neclintit, mărit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, femeia aceasta, Rut, pe lângă hotărârea de neclintit care o are, este o femeie a credinței. Este o femeie a credinței. Auziți ce spune versetul 17, partea a doua, vine și spune așa, facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moarte. Auzi, ea nici nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Și vine deja, se abandonează în brațul lui Dumnezeu și zice ce spune, să-mi facă Domnul ce o vrea. Nu vezi că ești pocăit de 20 de ani. Și tot nu te poți abandona în brațul lui Dumnezeu. Nu te poți arunca în mâna lui Dumnezeu. Dar ce o mânca? V-am zis, poate altă dată, am avut un coleg de liceu, stătea la internat. Domnul, el când mânca la amiaz, îmi ziceau colegii lui de cameră, gătau de mâncat, zicea, no, ce o mânca de seara? Zice, seara când mânca, zicea aceeași întrebare, no, dimineață oare ce o mânca? El nu se putea abandona de la farfurii. El tădeauna era cu capul, oare mâine ce o fi? Oare cum o să ne aștepte ăia în Betleem? Oare la ce casă mă duce soacră mea? Oare pe unde mă poartă? Oare Dumnezeu ăsta cum o să mă trateze pe mine? Uitați-vă ce femeie a credinței. Purta, știi ce haină purta pe ea? Purta haină de doliu. Auzi, să te mai copleșească credința, să mai ai credință când ești cu mâinile goale. Când ești cu mâinile goale, poate după ani de muncă, ești cu mâinile goale, cu sănătatea pusă în pioneze. Când 10 ani, gândiți-vă, în 10 ani au avut 3 înmormântări, l-au îngropat pe socrusul, după aia au îngropat ori pe bărbatul și pe cumnatul, ori invers. În 10 ani au dus 3 sicrie la groapă, păi n-au apucat să-și dea hainele de doliu jos, să le ia pe ăsta, că iar ori trebuie să le îmbrace. Erau din haină de doliu în haină de doliu, cu mâinile goale, cu burta goală, flămânde, și femeia asta se ridică, ruptă de foame, se ridică și ne dă dovadă de credință. Vine și spune, facă-mi Domnul ce o vrea. Cum mă rud, mă, dar tu nu-L cunoști pe Dumnezeu. Tu te îndrepți spre Dumnezeu, dar tu nu-L cunoști pe Dumnezeu. Știi ce înseamnă credința în cazul lui Rut?
Și în cazul omului care vrea să-L găsească pe Dumnezeu, credința este alegerea noastră pe care o onorează Dumnezeu. Credința în cazul lui Rut și în cazul nostru e alegere. Dacă alegi să te încrezi în Dumnezeu sau dacă alegi să-i întorci spatele. Rut și-a arătat credința înaintea lui Dumnezeu și a zis: pe tine te-a adus în faliment, nu-i bai, facă-mi Domnul ce... Cum să spui ce o vrea? Știi ce înseamnă ce o vrea? Orice! Moarte, boală, să... nu... atâtea cazuri, atâtea boli, atâtea... și să zică orice, dar nu vreau să mă dezlipesc de tine. Că am pornit pe un drum care la capăt ne așteaptă binecuvântarea. Pentru că eu știu cercetarea care am auzit de ea, care a făcut-o Dumnezeu. Și eu vreau să intru sub cercetarea asta. Eu vreau să intru sub binecuvântarea asta. Poate ești în vremea aceasta și numai Dumnezeu te știe prin ce situații treci. Numai Dumnezeu știe cum e casa ta și lacrimile din ochii tăi. Numai Dumnezeu îți cunoaște poate haina de doliu care o duci cu greu. Și nu reușești să te ridici din stare. N-ai vrea în seara asta să te abandonezi în brațele lui Dumnezeu. Poate ești un falimentar financiar, dar mai ai haine bune pe tine ca să dai impresie bună. Poate ești un falimentar familiar, poate ești un falimentar personal, ai un faliment personal, ești în depresie, ești în durere, în necaz, în amărăciunea ta. N-ai vrea în seara asta să spui ce-o zis femeia asta a credinței? Dumnezeu i-a onorat credința ei, pentru că a zis, facă-mi Domnul ce o vrea. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Mă abandonez în brațul unui Dumnezeu necunoscut. Asta înseamnă credință. Că dacă ți-o dat, ai cerut, ți-o dat mașina, casa, banii, ți-o dat pâinea pe masă. Asta e prin vedere. Ca la Orpa, eu vreau să-l văd, nu, ți-o dat. Dar știi unde se dovedește credința? Când nu-l vezi. Când strigi și nu-ți răspunde. Când îl chem și parcă simți că nu vine. Ăla-i momentul în care îl cântărește Dumnezeu. Greutate înaintea noastră, înaintea lui Dumnezeu. Asta de valoare. Nu că suntem cu burta plină. Când e burta goală, când e contul gol, când e boala, când e suferința, când planurile noastre ne sunt date peste cap. Întrebarea lui: ce-i în tine, Rut sau Orpa? Rut se ridică și zice, facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine, nimic nu mă va lua din drumul acesta. Știți că sunt persoane în locul acesta, femei și bărbați, care suferă pentru numele lui Dumnezeu, care au poate bărbatul nepocăit, poate au soția, au părinții nepocăiți, sunt tineri care suferă pentru numele lui Dumnezeu, dar știți ce fac? Merg înainte. Asta e abandonul care și l-au făcut în brațul lui Dumnezeu. Acum vreo lună de zile am cunoscut și îl cunosc și acum pe un tânăr, 27 de ani are. A fost un prăpădit, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, dar acum vreo jumătate de an sau un an aproximativ, Dumnezeu îl cercetează la o seară de evangelizare și se întoarce la Dumnezeu. 27 de ani, căsătorit de câțiva ani. Nevastă s-a uitat la el și a zis așa, dacă te pocăiești, eu divorțez de tine. Mă, s-o împăca bine. Nu au avut probleme, s-au împăcat bine, au mers toate lucrurile bune. A venit băiatul ăsta, s-a întors la Dumnezeu, a intrat în apa botezului. Și ea a mers și a băgat divorțul. A rugat-o, nu divorța. Dar a trebuit la un moment dat să facă o alegere. Știți ce a ales băiatul ăsta? Să rămână cu Dumnezeu. Să rămână cu Dumnezeu, a zis, Dumnezeu îmi va purta de grijă. Mă întâlnesc aproape săptămânal cu el și îl văd cu lacrimi în ochi, își dorește și el să aibă din nou, să aibă cuibul ăla binecuvântat. Pentru că o trebuie să facă o alegere. Viața lui s-a schimbat, viața lui s-a sfâșiat. Nevastă s-a întors spatele la tinerețe, la 27. Dacă ai zice, dom'le, 70, 80, asta e, nu mai e mult. Dar în tinerețe. Mi-a plăcut și o dovadă pentru generația tânără. Că Dumnezeu are în generația tânără tineri care sunt hotărâți, tineri ai credinței, care nu renunță la Dumnezeu, care atunci când îi cercetează Dumnezeu, oamenii aceștia sunt oameni care rămân ancorați de Dumnezeu. Rut a fost o femeie a credinței, Avram a fost omul credinței și în momentul când Dumnezeu îl cercetează pe Avram, Dumnezeu îi notează pentru că se ancorează de Dumnezeu, îi spune Dumnezeu lui Avram, Avrame, eu sunt
scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Nu te teme, Dumnezeu îi dă siguranță, Dumnezeu îi dă protecție și Dumnezeu îi dă răsplătire. În momentul când ne abandonăm în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel ce ne protejează. Rut o porni pe un drum necunoscut, cu o femeie în vârstă, o pornit într-o cetate în care nu a mai fost niciodată. O auzi despre ei, o auzi numai că a început să vină pâinea. Și zice ce face Dumnezeu? Dumnezeu, pentru că e o femeie a credinței, femeia aceasta, al treilea lucru și ultimul, știi ce face? Îi răsplătește credința ei. Femeia aceasta e o femeie hotărâtă, e o femeie a credinței și credința ei, în al treilea rând, îi răsplătită de Dumnezeu. Știți ce se întâmpla când au intrat femeile acestea în cetate, în Betleem? Spune cuvântul Domnului, pentru că ele au fost, dar mai ales Rut, a fost o femeie a credinței, Dumnezeu i-a răsplătit credința. Versetul 19 spune așa: au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, auziți acum răsplătirea, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor. În momentul când Dumnezeu te cercetează pe tine și tu te hotărăști pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu te mișcă numai pe tine, ci Dumnezeu mișcă lucrurile și în jurul tău. Ai nevoie de mântuire în casa ta? Spune-i: Doamne, mișcă-mă pe mine în seara asta. Ajută-mă să iau hotărâri noi pentru tine. Să mă ancorez, să mă abandonez în brațul tău. Și vei vedea cum Dumnezeu va pune în mișcare lucrurile din jurul tău. Îți va pune în mișcare familia. Îți va schimba lucrurile la locul de muncă. Îți va schimba lucrurile în jurul tău. Soacră sa îi arată numai partea negativă. Dar uitați-vă cum pășesc ele în Betleem. Dumnezeu îi arată adevărul. Îi arată adevărul să vadă că nu e un Dumnezeu care se schimbă pe drum. Nu e un Dumnezeu care la jumătatea drumului spune: nu mai dau pâine, nu mai am desecerat nimic, puteți să vă întoarceți înapoi. O zis soacră s-a numai rău de mine, dar hai, Rut, vino să vezi ce se întâmplă. Și ultimul verset zice: astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și noră s-a Rut Moabita. Și auziți acum cum o răsplătește Dumnezeu. Au ajuns la Betleem, la începutul seceratului orzurilor. Era secetă de ani de zile, nu mânca nimeni nimic. Și Dumnezeu promite pâine. Și Dumnezeu arată că dă pâinea. El nu promite fără acoperire. Primul lucru, asta era dorința lor: n-o să vedem dacă se seceră, dacă este pâine, că noi am bătut drumul până aici. Îți spun ceva, dacă Dumnezeu îți promite ceva, Dumnezeu își duce promisiunea la îndeplinire. Dar știți ce vrea să vadă Dumnezeu la noi? Să vadă hotărârea noastră. Poate ai de ani de zile o hârtie în casa ta pe care scrie cerere de botez. Poate ai hotărât nu cu o cerere, poate ai hotărât de ani de zile în inima ta că te întorci la Dumnezeu. Și Dumnezeu te-a cercetat de multă vreme. Îți spun ceva, nu te pot asigura că Dumnezeu te va mai cerceta. Nu pot să-ți spun: vino duminica viitoare că o să fie mai bine. Vino duminica viitoare că poate o să auzi un mesaj cam cum ți-ar place ție. Uitați-vă că Dumnezeu, Cel care se abandonează în brațul Lui, Dumnezeu îi asigură protecție. Nu vezi că iei pastile ca să nu te mai temi, să nu-ți mai fie frică, dar abandonează-te în brațul lui Dumnezeu. Că eu zic lui Avram: nu te temi, Avrame, că eu sunt protecția ta. Ai nevoie de protecție? Dumnezeu dă protecție. Ai nevoie de pace? Domnul este pacea noastră. Măriți să fie numele Domnului. Gândiți-vă numai la un lucru: vine Rut Moabita și intră în ogorul lui Boaz. Și Boaz îi face bine, îi dă spice, o pune să-și moaie și ea bucat acolo în oțet. Îi face bine, le spune slugilor: aveți grijă de ea. Și uitați-vă ce atitudine, se uită la Boaz și îi spune așa: eu nu sunt nici măcar ca slugile tale, tu te porți așa de bine cu mine și eu nu sunt nici măcar ca slugile tale. Să fi zis cineva la slugile alea care se uitau la, o veni Moabita asta, cine o mai fi și asta? Să-i fi zis la slugi cineva: mă băieți, stați liniștiți că asta o să fie stăpâna voastră. Asta numai un pic, că o să vedeți că asta vă va da de lucru. Asta care se vede asmerită, care se vede sub voi, vă ridica la un rang extraordinar de mare. Uite, femeia asta umilă,
Asta e răsplătită de Dumnezeu. Asta au auzit într-o zi de cercetarea care o face Dumnezeu. Și asta nu s-a întors la Dumnezeu ei, vizibil, ci s-a aruncat în brațele Dumnezeului invizibil, care e creatorul cerului și pământului. Slăvit să fie numele Domnului. În seara aceasta vreau să-ți spun că Domnul Iisus a mai făcut o cercetare când ieșea din Ierusalim. A făcut o cercetare și plângea a doua oară. S-a uitat spre Ierusalim și știi ce a zis? Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu vremea cercetării tale. Dar știți de ce n-a putut Ierusalimul să cunoască vremea cercetării? Că erau dominați de duhul lui Orpa. Doreau ceva vizibil să elibereze de sub domnia romană. Dar Domnul nu a venit să-i elibereze de sub domnia romană, ci a venit să-i elibereze de sub domnia păcatului. În seara asta spun ceva, Domnul te poate elibera de sub domnia păcatului. Orice legătură care e peste tine, peste casa ta, peste viața ta, care te-a adus în faliment, Domnul poate rupe în seara asta. Lucrurile care te-au depărtat de Dumnezeu, lucrurile care te-au făcut să cazi într-o groapă de unde încerci ca și ăștia de 10 ani să ieși afară și n-ai reușit. Într-o singură clipă, la o singură cercetare, la o singură mână întinsă, Dumnezeu te poate ridica. Un singur cuvânt spune Dumnezeu și tulburarea pleacă, neliniștea pleacă, pentru că Dumnezeu promite și astăzi pacea. Dumnezeu are pâine de împărțit în seara asta. N-ai vrea să-i spui la final când ne vom ruga, Doamne, ai o bucată de pâine și pentru mine. Ai o bucată de pâine pentru sufletul meu. Cercetează ființa mea în seara aceasta. Pentru că să știți și închei că o să ne rugăm la final. Domnul se uită și vorbește bisericii din Laodicea în Apocalipsa 3:20. Știi ce-i spune? Iată, eu stau la ușă și bat. Bat, știi ce înseamnă bătaia în ușă? Era cercetarea care o făcea Dumnezeu bisericii. Era cercetarea care o făcea prin bătaie. O zis, eu cercetez, stau la ușă și cercetez, bat. Dacă aude cineva glasul meu, de auzit, o auzit și Orpa, o auzit și Rut. Dar nu ori deschis amândouă. Ori una a făcut drumul numai pe jumate. Tu la ce distanță ești de Dumnezeu? La ce distanță ești de binecuvântarea lui Dumnezeu? N-ai vrea în seara asta să te apropii în mare grabă de Dumnezeu? Pentru că Rut a fost cea care a deschis ușa. Ea a fost cea care s-a umplut de credință și Dumnezeu a onorat credința ei. Aș vrea în seara asta să fie seara în care să deschizi ușa chemării lui Dumnezeu și Dumnezeu să intre cu pace în viața ta, Dumnezeu să intre cu eliberare în sufletul tău și să pleci din locul acesta cu cercetarea care o face Dumnezeu, cu viitorul asigurat cum l-a avut Rut în mâna lui Dumnezeu. Ajunge să fie băgat în spița de neam a Domnului Iisus. De ce? Că într-o zi o auzit de cercetarea care a făcut-o Dumnezeu. S-a hotărât să pornească. O porni călătoria și o sfârși călătoria. Ce e în tine în seara asta? E Orpa sau e Rut? Dacă în seara asta în viața ta domină Orpa, aș vrea în seara asta să dai la o parte duhul acesta de îndoială, să dai la o parte duhul de tulburare și să pleci încredințat în mâna lui Dumnezeu, hotărât să te botezi, să închei legământ cu Dumnezeu, să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu și restul asigură Dumnezeu. Ai nevoie de pace, Dumnezeu dă pace. Dar Dumnezeu nu-ți promite numai lux, nu-ți promite numai belșug, ci Dumnezeu îți promite prezența Lui în orice clipă și să o lase Dumnezeu peste noi și peste viețile noastre. Amin.